Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Vedeți că fratele Ciprian a atins foarte multe lucruri foarte importante. Și dacă am fi așezați în vechea cultură românească, și asta ar fi de pildă o șezătoare, acum am avea o vreme de tăcere. 5 minute, un sfert de oră, în care toată lumea ar sta și ar așeza în sufletul lui ceea ce a auzit. Cerând, după priceperea fiecăruia, după dragostea fiecăruia, după supărările fiecăruia, așa cum face omul. Noi suntem obișnuiți însă cu supunerea față de o cursă întinsă de diavol omului de astăzi. Goana după nou. Goana după nou. Neîncetat, omul de astăzi caută nou, aleargă după nou. Și se poate vedea lucrul acesta din purtarea oamenilor atunci când se uită la televizor. Ei, să spunem că urmăresc un film, o emisiune, n-are nicio însemnătate. Atunci când încep reclamele, există două tipare comportamentale. Fie urmăresc reclame, fie îndată se duc să facă diferite treburi prin casă, ceva repede, dă vorba aia, de la dusul la toaletă până la stinsul focului, a fiert destul fasolea, nu contează. După care se întorc repede să nu piardă emisiunea. Ori, amândouă tiparele comportamentale arată aceeași problemă. Fractură între primirea informației și gândirea. Omul nu mai stă să cântărească informații. Dacă omul ar sta să cântărească informații, atunci când a venit reclama, ar pune pe mut și ar sta să se gândească. Mă, ce am urmărit eu acum? Dar nimeni nu face așa. Să zicem, unul din 1000 de oameni. Oamenii tot timpul aleargă după informații noi. Se termină o emisiune. Mamă, ce interesant a fost. Acum la cine uită? Ori, dacă a fost interesantă, trebuie să te gândești la ea. Să cugeți, să ceri, să așezi ceea ce este bun în tine, să dai la o parte ceea ce este rău. Cele rele să se spere, cele bune să se arunce. Aceasta este o bucățică din așezarea firească a lumii românești, în primul rând, că despre asta vorbim, pe care am pierdut-o foarte tare astăzi. Și este o pierdere gigantă. Vedeți, am locuit vreo 12 ani într-un bloc din Berceni la etajul 10. Și vreau să vă spun că până cu puțin înainte să plec, aveam repetat același dialog cu oamenii cu care mă întâlneam pe scări. Părinte, s-a stricat liftul. Și eu mă gândeam, măi, am auzit liftul mergând? Și dacă l-auzise, îmi spunea, nu s-a stricat, că am auzit mergând. Dacă nu spun, nu știu, n-am încercat. Și dialogul continua, după 12 ani, cu aceiași oameni. Și de ce mergeți pe scări? Păi dacă stăteam în capul dealului, luam liftul până sus în capul dealului, liftul este pentru când sunt extrem de obosit sau am dificultăți mult prea mari. Dacă nu, urc și cobor pe scări. Și zic, m-am dus până sus în deal, am coborât din deal. Un lucru simplu. Următoarea întrebare la cine nu se închina pe copa nebună era, păi dar pierdeți timp, părinte. Zic, da. În clipa în care urc, am măsurat. Să văd cât timp. Dar atunci când urcam, făceam între 3 minute și 3 minute și 20. Atunci când urcam cu liftul, făceam în jur de 30 de secunde. Dacă nu mai veneau și alții și erau copii intermediari. Deci, teoretic, pierdeam între 2 minute și jumătate și 3 minute. Ca timp de urcare. Timp în care ce făceam? Gândeam. Gândeam. Nu eram nici la televizor, nu eram nici la radio, nu stăteam nici pe mobil. Gândeam, mă rugam, mă linișteam. Între crucea de la biserică, de la oamenii cu suferințe din spitale sau din parohie la care mergeam, între toate greutățile și greutățile lumii, și lucrurile care mă așteptau acasă. Știți, când ajungi acasă, copiii erau de proaspăt. Erau câteva minute în care sufletul meu se așeza, se liniștea și puteam să întâmpin pe copii cu bucurie. Nu eram în alegarea extraordinară. Repede, am liftul, repede să ajung acasă, să nu se deschideau și nici am ajuns, repede. Și pe urmă copiii te iau și, bineînțeles, ești supărat, ești nervos. Pentru că nu există aceste clipe de pace și omul nici măcar nu le caută. Dacă nu le cauți, dacă nu încerci să te gândești la ce ți s-a întâmplat astăzi, la ce ai auzit astăzi, la ce vei face mâine, dacă vei reuși să fii mâine un pic mai bun decât astăzi, n-ai cum să crești. N-ai cum să fii așezat în Dumnezeu. N-ai cum să fii așezat în Duhul Sfânt. N-ai cum să crești din înțelepciune. De aceea, în clipa în care fratele Ciprian a spus niște lucruri care sunt foarte frumoase și foarte adânci. Dacă eram la ușezătoare, am fi avut o vreme de tăcere, în care fiecare ar fi cântărit, ar fi cernut și ar fi așezat în suflet lucrurile pe care le auzit, așa cum îl zic despre el. Ce se întâmplă acum, când noi nu facem aceste lucruri? Fratele Ciprian a pronunțat un cuvânt, schizoidie, și alt cuvânt și mai a spus schizofrenie. Schismă, care este ruperea de biserică, este un fenomen al cărui termen, schismă, vine din aceeași rădăcină ca și aceste două cuvinte, schizoidie și schizofrenie. Pe scurt, este vorba despre sfâșiere. Despre o sfâșiere a unui om sau unei societăți sau unei comunități între două direcții contrare, care nu se pot aduna la un loc. Se întâmplă acest lucru. Și citatul de astăzi, Veșnicia s-a născut la sat, este un strălucit exemplu al acestei schizoidii, al acestei schizofrenii, care ne aduce atât de multă suferință fără rost. Există suferință cu rost, care te înalță către Dumnezeu. Și există suferință fără rost, care te doboară sau pe care o ai de îndurat din nepricepere, din prostie sau, Doamne ferește, din păcat, și atunci iarăși te duce către iad. Veșnicia s-a născut la sat. Cine a lăsat aceste cuvinte ca o amprentă în cultura română contemporană? Lucian Blaga. Lucian Blaga, un om depărtat de ortodoxie. Un om care reprezintă, chiar prin aceste cuvinte pe care le-a spus, un chip al schizoidiei, ca să nu zic schizofreniei românești. De ce? Pentru că el are rădăcina înfiptă adânc în sufletul satului românesc. Tot ce a spus extraordinar Lucian Blaga vine din seva satului românesc. Problema este că el a fost altoit foarte mult. Și nu întotdeauna altul este bun. Un om poate să fie parazit. Și atunci el traduce, ca să nu zicem răstălmăcește, seva pe care o trage din străbun, din satul românesc, în cu totul alte lucruri. Și pleacă de la un lucru minunat și ajunge la niște lucruri care nu mai sunt neapărat atât de minunate. Se pierde pe undeva pe drum. Și să vedeți de ce vă spun acest lucru. Poate o să căutați poezia în care sunt aceste versuri ale lui, Veșnicia s-a născut la sat, o poezie cu niște picături de-astea intelectualiste, în mod paradoxal, deși este vorba despre sat, în care ratează sensuri esențiale, deși spune niște adevăruri teribile. Veșnicia s-a născut la sat. Știți cât de adevărat este acest cuvânt? Este Dumnezeu de adevărat. Pentru că, într-adevăr, Veșnicia s-a născut la sat. Dumnezeu s-a născut la sat. S-a născut într-o iesă, într-o peșteră care era graj, al unui sat. Pentru că Betleemul în acea vreme era un sat. De-aia nici nu și-au găsit loc acolo unde să se repostească. Dumnezeu, veșnicia, s-a născut la sat. Și primii care i s-au închinat au fost păstori. Veșnicia s-a născut la sat, iar orașul a răstignit-o. A ucis-o în chinuri pe cruce. A batjocorit-o și a ucis-o în chinuri pe cruce. Dar veșnicia nu poate fi ucisă. Și abia. Vă gândiți cât de adevărat este acest cuvânt că veșnicia s-a născut la sat? Într-adevăr, veșnicia s-a născut la sat. Dumnezeu s-a născut în sat. Nu s-a născut într-o cetate, nu s-a născut într-un oraș. Și erau orașe foarte mari în vremea respectivă. De la unele din China sau India până la Roma, de pildă. Și altele mari, care erau în apropiere. Era Alexandria, Antiohia. Era chiar și Ierusalim. Dar Dumnezeu nu s-a născut într-un oraș. Dumnezeu s-a născut la sat. Veșnicia s-a născut la sat. În cel mai direct și practic mod. Iar satul românesc este obștea celor care au înțeles că Dumnezeu s-a născut la sat. Și au vrut ca Dumnezeu să fie viu pentru totdeauna în satul lor. Asta este satul românesc în esența lui. În clipa în care ne uităm la cultura română mai apropiată de noi, ea este din ce în ce mai deviată de la înțelesurile vechi pe care le avea și care sunt la origine total creștine. Satul românesc, în esența lui, este total creștin. Să știți că nu este o afirmație partizană. Eu am avut discuții în această privință cu feluriți specialiști, mitologizanți, păgânizanți, care vor neapărat să ne convingă de faptul că românii nu sunt ortodoxi și au ei o religie lor păgână paralelă cu ortodoxia și care ar fi de fapt adevărată și așa mai departe, tot felul de gogoși din acestea. Și în clipa în care am susținut anumite teze, au venit foarte indignați. Păi cum să pretindem că ortodoxia este esența satului românesc? Îmi zic, eu nu pretind, eu constat. Eu constat un fapt. Științific vorbind, noi trebuie să ne uităm la ceea ce este. Ori, dacă iei orice cătun românesc, orice sat românesc, există un singur element deosebit, în afară de casele oamenilor, care există în fiecare cătun și în fiecare sat și care constituie inima oricărei comunități românești rurale. Biserica. Biserica. Nu există altceva. Și mi-a spus, da, vrăjitorii. Și zic, da, există vrăjitori și vrăjitoare. Unul la câteva sate și de obicei să fie în marginea satului, fie în afara satului. În cele mai multe cazuri, în cele mai multe regiuni românești, vrăjitorul sau vrăjitoarea nu stau în sat. Pentru că satul este creștinesc. Pentru că satul este loc sfințit. Pentru că în trecut, în fiecare început de lună, se sfințea fiecare casă și fiecare grădină. Pentru că a fost o vreme în care fiecare sat românesc era o cetate creștină. Era o inimă a credinței care bătea acolo. Și lucrul acesta se poate constata științific. Inima satului a fost întotdeauna biserica. Ori aici avem o problemă gigantică. Normele adevărate ale etnologiei, ale folcloristicii, obiective, cum le prezintă, de exemplu, marele folclorist italian Giuseppe Cochiara, în mod clar și obiectiv, și el fără să aibă legătură să țin cu ortodoxia, ca să spui că avea o problemă partizană. Atunci când analizezi un fapt folcloric, nu trebuie să te conduci după exotismul lui. De obicei asta se caută. Chestiile exotice. Asta au făcut și culegătorii noștri de folclor, să știți, în secolul al XIX-lea și al XX-lea. Ei au ignorat ceea ce se făcea de către toți, ca să se ducă la lucrurile interesante, exotice. Și au transformat excepțiile în regulă. Pentru că era unul care se ducea la rugătoare, dar tot satul mergea la biserică. Și l-au luat pe ăla unul și l-au pus pe ăla pe post de exemplu al folclorului românesc. Și pe toți ceilalți care se duceau la biserică au fost aruncați la gunoi. Și sunt aruncați la gunoi până astăzi, în foarte multe cercetări. Sunt total ignorați. Eu nu am înțeles cu adevărat, de când am început să studiez etnologia, și am făcut-o greu, mulți ani, și sistematic, pornind de la BJ, eu n-am înțeles profunzimea creștinismului popular românesc. Până în clipa în care am fost rugat de o revistă de etnologie din Constanța, care din păcate nu mai apare dată, să fac un material de Crăciun despre Colint. Și le-am spus, zic, îmi pare rău, eu sunt specializat ca folclorist, ca etnolog, sunt specializat pe bază. Nu sunt specializat pe Colint. Le-am recomandat, uite, doamna Sabina Ispas, cu tare sau cu tare de la Institutul Național de Etnologie și Folclor, am dat câteva nume. Ei au insistat, nu că vrem să ne dați dumneavoastră așa nu știu ce. Și am zis, o să încerc. Și am început să fac un studiu pe un colint. Trei crai de la răsărit. Am zis, domnule, iau un colint popular, e un colint popular trei crai de la răsărit, un colint popular arhi-cunoscut și fac cu analiză. Și mi-am luat câteva pagini pentru a analiza trei crai de la răsărit spre Steaua Călătorită. Pentru că a trebuit să discut despre de ce trei, de ce crai, de ce de la răsărit, de ce spre Steaua sau cu Steaua au călătorit. Fiecare dintre aceste cuvinte pe care noi le luăm firești, că le-am auzit atâtea ori. În realitate, are o așezare teologică extraordinară. De ce sunt trei? E o problemă foarte mare. În catolicism și în protestantism există variante în care sunt 7, în care sunt 12 sau cât au ei chiar. La noi, întotdeauna au fost 3. De ce? Pentru că atunci când te duci în vizită la cineva, împreună cu niște prieteni, să zicem, e ziua lui sau fac prieteni, spui, mă, tu ce iei? Păi eu iau cu tare lucru. Bine, mă, să nu iau și eu la fel. Că fiecare vine cu altceva prin care să-și exprime dragostea. Ori darurile aduse au fost aur, smină și tămâie. Deci au fost 3. Că dacă erau 4, erau și perle sau orice altceva. Înțelegeți? Deci au fost 3. Că a fost aur, smină și tămâie. 3 daruri, deci 3 oaspeți. De ce sunt crai? De ce sunt crai? De ce nu spune 3 magi de la răsărit? Cuvântul magi este în limba română, se folosește în alte creații folclorice. De ce românii, într-o serie întreagă de colinde, spun 3 crai? Vorbesc despre crai în loc să spună magi. De unde și până unde scot ei că sunt crai? Crai, adică regi sau împărați. Scrie așa ceva în Biblie? Scrie. Știți unde scrie? Acolo unde scrie că Pilat i-a rugat, după ce îl găsesc, să-i spună și lui. Vă închipuiți acest dictator criminal, care a fost în stare să-și ucidă propriul copil de frică să nu fie Mesia. Că i-ar fi lăsat să plece liber, dacă ei nu erau niște împărați. Respectul cu care s-a purtat față de ei arată că erau reprezentanții unor puteri mai mari decât a lui. Deci, în mod evident, erau crai. Că erau și magi, este alt lucru, dar erau și crai. Lucrul ăsta nu se înțelege decât dacă citești, nu dacă citești, dacă ai în inima ta Evangheliile și înțelegi, îi înțelegi pe oamenii aceia, pe Irod, dacă îl înțelegi pe Irod, apropo de răstignire, din cauza asta am greșit că mă gândeam la niște amănunte legate de răstignire. Dacă îi înțelegi pe Irod, pe Pilat și pe ceilalți, Ponțiu Pilat și pe toți, ca niște făpturi reale. Dar ca să-i înțelegi ca atare, trebuie să cunoști cu adevărat Scripturile și să fie din inima ta. Iar inima românilor, ei știau că Irod este criminalul care și-a omorât copilul. Știau că nu s-ar fi purtat politicos cu cineva care povăduiește în Ierusalim. Vă dați seama că i-au strânit tulburarea în Ierusalim? Apropo, credeți că 3 magi zdrânsăroși veniți de pe drum ar fi strânit tulburarea în Ierusalim, că spune că ar veni Mesia? Nu i-ar fi băgat nimeni în seamă. Dar în clipa în care era vorba despre trei împărați sau regi veniți cu alari puternici, care au venit să se închine celui care s-a născut. În clipa aceea și-a adus aminte tot Ierusalimul de prorocia care spune că neamurile îi se vor închina. Și atunci au zis, da, dacă au venit neamurile să îi se închine, s-ar putea ca Mesia să se fi născut. Și asta a tulburat tot Ierusalimul. Pentru că nu erau niște oarecare. Erau niște regi. Și uite cum dintr-o dată, vedeți cât a luat acum foarte pe scurs textul. Vedeți dintr-o dată de ce spune românul crai. Pentru că erau crai. Și Scriptura ne spune că erau crai, dar ne spune indirect. Ne spune foarte clar. Dar noi cu condiția să o cunoaștem foarte bine. Iar pentru străbunii noștri, lucrul ăsta era de la sine înțeles. Atât de puternic evanghelică era cultura sătească românească, încât aceste lucruri se înțelegeau de la sine. În basmul românesc, eu, teza mea de doctorat în folcloristică a fost pe basmul românesc. Și am încercat să văd cât de păgân este basmul românesc, măcar dintr-o perspectivă. Ideea predestinării. Deci se spune această absurditate că românii ar fi predestinațianiști. Ceea ce vine în totală contradicție cu ortodoxia. Dar așa se pretinde, că românii ar fi fataliști, predestinațianiști și așa mai departe. Ne-au fi făcut politicieni în ultimele secole. Dar la sat nu exista așa ceva. Și am făcut analiză pe bază. Și am putut să constat câte ortodoxie există și cât echilibru ortodox există în gândirea aceasta, în creația folclorică veche și cu basmul pe care recunosc, eu l-am privit până la această cercetare ca pe opere de artă. Un basmul românesc adevărat este în realitate cateheză. Este cateheză. Dar nu o cateheză de tip occidental. Scolastic. Acolo nu ți se prezintă lucrurile în care e bine să crezi. Nu ți se spune, uite, asta este legea lui Dumnezeu. Pe aceea o auzi când te duci la biserică. Basmul se arată ce se întâmplă cu omul care trăiește după legea lui Dumnezeu și cu omul care trăiește împotriva legii lui Dumnezeu. Nu e nevoie să spună după ce lege trăiește unul și după ce nelegiuire trăiește celălalt. Asta se înțelege de la sine de vreme ce te duci la biserică și cunoști învățătura. Acolo vezi doar consecințele trăirii. În basm. Și basmul este o cateheză cu atât mai puternică. Pentru că nu pleacă de la scolasticism. Și pleacă, este studiu de caz, dacă putem să spunem așa. Sigur, înfrumusețat artistic, cu o bogăție simbolică extraordinară și așa mai departe. Dar care se află pe alt plan. Nu am atins nici măcar coaja vechii culturi românești. Pentru că dacă ar fi să iau și de la Părintele Arsenie Boca, și de la Părintele Cleopa, și de la Părintele Stingru, și de la Părintele Arsenie Papacioc, de la toți sfinții noștri din apropiere, vedem că toți își trag rădăcinile din această cultură veche românească și puterea lor vine tocmai din faptul că și-au asumat-o. Nu s-au rușinat de ea, nu s-au scârbit de ea. Și au reușit să o retrăiască. Și aici este speranța noastră. Față de deznădejdea lui Ernest Bernea, care în anii 50 spunea vechea cultură românească a murit, pentru că a murit hora, a fost înlocuită de căminul cultural sau de discotecă, pentru că a murit șezătoarea, a murit clac, au fost înlocuite de munca voluntară obligatorie, și așa mai departe. Au murit instituțiile românești care exprimau sufletul satului, care exprimau o viață extraordinar de bogată. Dar biserica n-a murit. Așa că, de fapt, cultura veche românească n-a murit. Dar s-a adunat tot mai mult în sămânța care a fost la început. Adică în taina bisericii. Și o să închei cuvântul meu, poate prea lung, uitați, cu o pildă a frumuseții duhovnicești, a culturii vechi românești. Ar fi foarte multe de spus. Am lucrarea de care vorbeam cu fratele Ciprian, am o lucrare care este sub tipar, Și dacă editura o să-mi dea voi, sper să-mi dea voi, o să încerc să o pun și online, ca cei care nu pot să o cumpere, nu știu cum să o cumpere, să o poată avea ca atare. Este o lucrare de istorie și etnologie la care Dumnezeu știe cât de mult am lucrat și în care puteți să găsiți multe din lucrurile pe care le-am spus aici, care nu sunt ale mele. Nu sunt ale, sunt ale neamului nostru. Eu n-am făcut acolo o lucrare originală. Pur și simplu am scormonit și am scos la iveală cât am putut de mult din vechea cultură românească. Și, printre altele, menționez niște cuvinte ale lui Artur Gorovei, care pe la 1900 spune ceva cumplit. Mai ales în situația, fac această paranteză, mai ales în situația în care suntem astăzi, în care satul, de cele mai multe ori, este o mahala rurală. Satul de astăzi, în mare parte, este o mahala rurală. Nu este sat. Este o extindere a orașului la țară. Pentru că satul presupune o familie, o obște, adunată în jurul bisericii. Acolo unde există o familie adunată în jurul bisericii, acolo avem un sat. Indiferent dacă este la oraș sau este la țară. Acolo unde nu avem o familie adunată în jurul bisericii, noi nu avem sat. Avem un mahala rurală, în care oamenii se mai duc și pe la biserică, de obișnuință, de spectacol, să mai facă un banc atunci când fac o comunie sau un botez și așa mai departe. Dar ăsta nu este satul românesc. Și Artur Gorovei spune la 1900, atenție, la 1900, aproximativ 96% din populația României trăia la sat. 4% aproximativ din populația României trăia la oraș. E foarte important să țineți minte această disproporție ca să vă dați seama că 4% au înghițit 96%. Din punct de vedere cultural. Asta se numește genocid. Genocid cultural, iar în ultimele decenii, prin exodul de populație, este un genocid fizic, direct, clar. Artur Gorovei spune aceste cuvinte și comparațiile cu ce am spus acum legat de cifre și genocid, ca să vă dați seama că poți să spui că a fost proroc. A zis, în țara noastră există două lumi care sunt atât de deosebite una de cealaltă, încât am putea să spunem că sunt străine, dacă nu chiar cu totul dușmane. Asta spune Artur Gorovei. Și în cartea mea o să vedeți acolo exact citat-o, ca să nu credeți că am descoperit eu. Se găsește acolo. Deci, dacă nu chiar dușmane, spunem. Și dovada acestei dușmănii este genocidul care a avut loc în ultimii 100 și ceva de ani, în mod categoric, în care satul a fost masacrat sistematic de fiecare regim politic. Nu a existat măcar un regim politic, măcar de un an, doi de zile, care să încerce să ocotească satul și valorile satului, care să creeze un cadru în care valorile, comorile culturale ale satului, care sunt gigantice, sunt uluitoare, să poată fi păstrate și eventual îmbogățite să crească mai departe. A spus el mai devreme despre Miorița. Am ajuns să avem câteva tipuri de Mioriță în toată România. În popor, alea care există, știți de ce mai există? Că sunt atât de depărtate de tipul oficial, încât oamenii nu le recunosc ca fiind Miorițe în mod obișnuit. Și apropo, ce este Miorița? Și ce e Miorița la origine? Miorița este balada, este cântecul care deschidea cântecele haiducești, cântecele de vitejie și poveștile de vitejie. Până și satul în Hanuman Cusie consemnează lucrul acesta, pe care unii care sunt conducătorii noștri au atâta în cultură, încât nu știu. Și teoretic Hanuman Cusie este lectură școlară, știți, și a fost înainte. Deci, când te gândești că sunt oameni din generații mai vechi, voi n-a citit Hanuman, nu a citit Hanuman Cusie, nu știe. Miorița se citea înainte de cântecele de vitejie. De ce? Pentru că la români nu se cânta fanfaronală. Nu se cânta făcutul pe grozan. Se cânta vitejia. Vitejia trebuia să aibă un scop nobil. Și atunci Miorița, care se punea în față, spunea așa. Cine trăiește pentru Dumnezeu și dacă moare, intră în veșnicie și duce până în veșnicie pământul pe care l-a sfințit prin viața lui. Asta spune Miorița. Să nu te temi de moarte dacă tu ești pentru Dumnezeu, că și dacă mori, sfințești pământul pe care l-ai călcat și îl unești cu Dumnezeu și cu cerurile. Ceea ce este adevăr biblic este un adevăr teologic fundamental. Asta spune Miorița. Și după aceea începeau cântecele de vitejie, cântecele de haiducie, poveștile de vitejie și legendele. De ce? Ca nu cumva cineva să facă greșeala de a crede că vitejii din aceste cântece, din aceste legende, din aceste basme, sunt niște fanfaroni care sar și la bătaie. Nu, în primul rând să înțeleagă că nu s-au dus la luptă ca să se bată cu cineva, ci pentru că a fost nevoie de luptă ca să apere ceea ce trebuie apărat. Au fost niște luptători ai lui Dumnezeu. Adică n-au făcut bravadă. Nu bravadă. Nu bravadă. Nici lașitate, nici bravadă. Niciuna dintre cele două nu erau acceptate în vechea cultură românească. Asta a făcut de Miorița și de faptul că cineva de curând vrea să scoată Miorița din școală pe motiv că o înțelege el stâng. Spuneam că vreau să închei cu un exemplu de cultură populară românească și cu o deosebire fundamentală între cultura populară românească și alte culturi populare. În cultura românească veche, desfânarea și cu atât mai mult adulterul erau condamnate. În stil creștin caracteristic. Nu se practica nici al de la peruc, nici o ură, dar erau fapte rușinoase, era oprire de la împărtășanie, ceea ce însemna o scădere a legăturii cu ceilalți din familia creștină de care teoretic aparține, și așa mai departe. Până aici lucrurile sunt destul de normale, repet, cu excepția a lipsei ieșirilor extremiste din alte culturi. Știți, era desfânare sau nu știu ce, gata, îi tai gâtul, spânzul, îl omori, omoră, spânzul și așa mai departe, ca să nu discute acte și mai bestiale care se sfârșeau în unele culturi. Deosebirea la care vreau să ajung este a rodului legăturilor, să zicem, nelegiuite. Copiii care se nășteau din desfânare sau din adulte. Cum erau priviți în alte părți? Copiii ilegitimi, în cel mai bun caz, de obicei bastarzi. Termenul de bastard. Folosit. La noi se folosește acest cuvânt copii din flori. Copii din flori, care expresia este de o căldură extraordinară. Și vă spune și Artur Gorovei și vă spun și alții, copiii aceștia erau socotiți niște copii ai lui Dumnezeu. Se făcea o despărțire totală între actul de cădere în care se fusese conceput copilul și apariția copilului. Copilul acela era considerat o binecuvântare a lui Dumnezeu, o mângâiere a lui Dumnezeu pentru cei care căzuseră. Se socotea că Dumnezeu a venit la cei care au căzut și încearcă să-i ridice trimițându-le acel copil. Copilul acela era considerat binecuvântat. Eu nu cunosc altă cultură în care se există această concepție a copilului din flori, privit și primit cu atâta dragoste de întreaga obște. La noi nu exista să se repede copilul. Și dacă cineva găsea un copil lepădat, acela era fericit și alerga cu copilul în brațe către satul lui, că a găsit cea mai mare comoară cu putință. Asta era satul Dumnezeu. Un fragment. Dar poate este destul de limpede ca să arate frumusețea creștină a satului românesc și să înțelegem că, într-adevăr, veșnicia s-a născut la sat. Nu la mahalaua rurală, la sat. Acolo unde oamenii sunt uniți împreună cu privirea către Dumnezeu.